Jurnalist TVR, doamnelor și domnilor, invitat în platou pentru partea a doua emisiunii, ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu. Bun găsit, domnule ministru. Aș vrea să ne spuneți pe scurt care sunt principalele, începe anul școlar în câteva zile, care sunt principalele noutăți cu care vine anul școlar 2020? Deci am avut chiar astăzi o ședință cu Comisia de Dialog Social. Au fost multe lucruri agreate, printre care eliminarea mediei din învățământul gimnazial pentru admiterea din vara anului 2023, la finalul anului școlar, care va începe în data de 5 septembrie. Se va da doar în baza notelor de la evaluare, vor intra copiii la liceu. Exact. O a doua modificare este revenirea la programele normale pentru examene naționale, evaluare națională și bacalaureat. Anul 2021-2022 nu a mai fost perturbat de întreruperea de școlii. În ipoteza în care nici anul școlar care începe în 5 septembrie 2022-2023 nu va fi perturbat, atunci examenele naționale vor fi susținute conform programei cunoscute, aflate în vigoare de mult timp. O a treia modificare pe care am agreat-o a fost posibilitatea elevilor de clasa a 5-a de a avea nu numai burse sociale, ci și burse de studiu încă din primul semestru, pe baza calificativelor obținute în anul școlar încheiat, în clasa a 4-a. Și sigur că da, a tuturor condițiilor necesare obținerii bursei de studiu. Aș vrea să vă mai întreb, din acele propuneri de modificare la legile educației, ați reținut deja, aveți câteva pe care le-ați stabilit că sunt pertinente și vor fi adăugate la lege? La foarte proiect? Multe. Ne foarte puteți da multe, câteva exemple? Foarte multe, desigur. Aș vrea să vă spun că până în momentul în care am plecat din minister, centralizasem 9864 de amendamente, deci aproape 10.000. Acum facem o centralizare a propunerilor care au fost preluate. Sunt zeci, poate sute de propuneri care au îmbunătățit proiectele celor două legi. Propunerile au venit din partea universităților, din partea profesorilor, din partea elevilor, din partea părinților, din partea sindicatelor, din partea organizațiilor non-guvernamentale, din partea operatorilor economici. Sunt foarte multe surse ale acestor amendamente care au fost reținute. Aș vrea să vă spun că, nu știu, putem să dăm 10 exemple din legea învățământului preuniversitar și 10 din care universitar. Credeți că sunt cele care sunt temele cele mai arzătoare, să-i spunem așa? Modul de susținere a evaluării naționale în paralel cu concursul propriu de admitere în licee a fost mult îmbunătățit prin reținerea acestor amendamente. Adică? În sensul în care concursul propriu de admitere în licee să se facă pentru a constitui în colegii, mai exact, colegii și colegii naționale, să se facă după susținerea evaluării naționale de către toți elevii și nu înainte, așa cum era în proiectul inițial al legii, pentru a se constitui într-o reală șansă în plus pentru colegii și pentru elevi. Eu, domnule ministru, mă referam inclusiv la cele pe care vi le-ați însușit, poate acum, în ultimele zile, înainte de finalizarea dezbaterii publice, dacă ați reușit deja să parcurgeți dintre ele. Am identificat o cale prin care putem să susținem calitatea școlii în învățământul din mediul rural. Prime de instalare pentru profesorii care se titularizează în mediul rural, egale cu 3 salarii medii brute pe economie, spre exemplu. Un aspect esențial pe care l-am reținut și căutăm să-l perfectăm pentru a fi integrat în lege este acela al definirii unor zone de educație prioritară. Mă refer la acele localități izolate, mă refer la zona montană. Deci acestea să fie definite și recunoscute legal ca zone de educație prioritară, pentru că acolo este cel mai greu să asigur un acces la o educație de calitate a celor copii. Ori echitatea fiind un aspect esențial, nu numai în pachetul legislativ România Educată, care se bazează pe 5 principii identice cu criteriile pe care România le are pentru aderare la OECD, avem nevoie de a reține toate acele propuneri care susțin o educație inclusivă și un acces egal la educația al tuturor copiilor. În privința admiterii sau în clasa 9-a sau bacalaureatului, ați reținut deja
ceva propuneri din cele am care... Am spus, în privința bacalaureatului, am căzut de acord că asupra importanței unei probe scrise de sine stătătoare pentru limba și literatura română, inclusiv cu noțiuni de gramatică. Deci, aceasta nu... Iar pentru admiterea în liceu, posibilitatea de a organiza, posibilitatea colegilor și colegilor naționale de a organiza o probă suplimentară din programa școlară, nu din afara programei, pentru discipline precum informatică, limba engleză, limba germană, cu condiția să fie anunțate din timp. Iar pentru elev va fi o șansă în plus pentru a se prezenta la acest concurs după ce vor susține evaluarea națională. Iar repartiția se va face în momentul în care vom avea ambele etape încheiate, și evaluarea națională și concursul propriu. Când credeți că vor ajunge pe masa guvernului aceste proiecte? Am spus, numărul amendamentului este impresionant. O să facem public pe site-ul Ministerului tabelul cu cine a propus, ce a propus, ce articole dorește să schimbe, și am ajuns la 9864. Deci e ceva timp până le... Da, dar îmi exprim speranța că săptămâna aceasta vom finaliza acest proces. S-a lucrat și sâmbătă și duminică și s-a lucrat de dimineața până noaptea în Ministerul Educației. Asta se face și acum, în paralel cu Ordinul de Ministru cu criteriile de acordare a burselor, în paralel cu pregătirile pentru deschiderea școlii. Aș vrea să vă spun că mâine dimineață vom avea o ședință comună cu reprezentanții prefecturilor din toate județele, în prezența premierului, în paralel cu extinderea programului Masă Caldă și selecția acelor școli care să beneficieze de masă caldă, un număr dublu de școli în fiecare județ, și căutăm variante pentru a putea extinde peste cele 300 deja selectate și bugetate. Lucrăm de asemenea pentru a finaliza listele premianților români la olimpiadele internaționale, un lucru absolut, da. Iar Ministerul Educației va iniția o hotărâre de guvern prin care să crească semnificativ valoarea acelor premii, pentru că acei copii merită, copiii care fac performanță merită. Lucrăm la lista elevilor care au obținut nota 10 la bacalaureat și la evaluarea națională. Pe 3 septembrie vom avea închis această listă, după ce vor fi anunțate și rezultatele după contestații pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Pentru că mai sunt foarte, foarte, foarte puțin timp avem. Astăzi ați avut o întâlnire cu la guvern, cu primari. În mediul public ați fost tot timpul acuzat de aroganță și vi s-a cerut chiar demisia. Haideți să răspundeți aceste acuzări. Acuzați. Da. Îmi pare rău că, pot să vă spun că sigur nu, îmi pare rău că poate fi percepută în acest fel, îmi cer scuze dacă este percepută în acest fel, este doar o determinare pentru a face acele lucruri care sunt necesare pentru a ne consulta cu absolut toți cei care formulează propuneri, pentru că avem cu adevărat nevoie de această reformă. După 6 ani și jumătate de consultări, avem nevoie de o reformă în educație. Asta înseamnă că n-aveți de gând să demisionați, așa după cum vă cer... Eu tocmai v-am spus cu ce ne ocupăm la Ministerul Educației. Deci astea sunt lucrurile cu care mă ocup și trebuie să mă ocup ca ministru al educației. O petiție este un drept cetățenesc, este un drept constituțional foarte important, care trebuie respectat. Deci cei care fac petiții se ocupă cu semnarea acestor petiții, este normal, este un rezultat al democrației, în vreme ce cei care avem responsabilitatea deschiderii anului școlar în 5 septembrie, avem responsabilitatea finalizării proiectelor de lege, extinderii programului Masă Caldă, burselor elevilor și toate astea, trebuie să facem lucrurile astea, fiecare cu ce are de făcut. Domnul ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, ediția de luni se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!